Este un eveniment pe care îl organizăm în cadrul unui proiect Erasmus, plus unul dintre cele 5 proiecte Erasmus pe care Liceul Voltaire le coordonează în anul acesta școlar. Un proiect care are ca parteneri școli din Lituania, Portugalia. Un proiect Erasmus cu tema multiculturalismul ca instrument de integrare a tinerilor în viața socială, culturală, politică a țării. Este a treia zi din cadrul mobilităților pe care le organizăm la Craiova și în județul Dol și în regiunea Oltenia. Este vorba despre o conferință care poartă numele de Uniți în diversitate, având ca scop să reunească astăzi, în fața tinerilor care reprezintă cele trei țări, reprezentanți ai comunităților care trăiesc în Craiova. Este vorba despre comunitatea evreilor, despre comunitatea albanezilor, a macedonenilor, comunitatea romilor. Am invitat persoane care au un cuvânt de spus în cadrul acestor comunități pentru a le vorbi tinerilor despre ceea ce înseamnă tradiții, ceea ce înseamnă să fim împreună, să conviețuim, să învățăm unul de la celălalt, să ne cunoaștem, pentru că este un mesaj important pe care trebuie să-l transmitem tinerilor și anume că trebuie să fie toleranți. Cum învățăm toleranța? Cunoscând culturile celorlalți, culturile celor care sunt lângă noi în oraș, în regiune sau culturile celorlalte țări. Sunt persoane importante care au spus da, au dat curs invitației noastre și care vorbesc astăzi despre, în primul rând, despre proiecte pe care le desfășoară la nivelul comunităților, proiecte adresate în mod special tinerilor. De exemplu, domnul președinte al Partidei Romilor, domnul Tiber Iade, și-a desemnat fica pe Isabela pentru a fi purtătorul de cuvânt al comunității astăzi în fața celor peste 30 de liceeni din Liceul Voltaire, din Liceul Miguel Torga din Portugalia și din liceul, de la Liceul de Muzică din Pasvalis, un oraș din Lituania. Ne bucurăm că reprezentanții comunităților ne-au oferit astăzi albume și cărți care reprezintă practic vocea artiștilor, creatorilor din comunitățile respective. Avem alături de noi și reprezentanți ai inspectoratului școlar. Este vorba despre doamna inspector Crista, care reprezintă minoritățile. Și avem și reprezentanții ai Centrului de Promovare a patrimoniului în orașul Craiova. Am vorbit astăzi despre o lecție pe care o transmitem tinerilor, lecția toleranței, lecția despre cum să trăim armonios împreună. Evident că viitorul lumea aparține lor, ei sunt cei care vor clădi împreună și vor pune în comun aceste valori ale comunităților care trăiesc în țările din Europa. Proiectele Erasmus oferă această șansă tinerilor de a călători, de a cunoaște lumea, de a interacționa cu tineri sau nu numai cu adulți, pentru a face un benefic schimb de idei. Schimbul de idei este foarte important. În momentul în care devenim, cunoaștem pe celălalt, suntem mai deschiși, mai toleranți, acceptăm diferențele și numai că le acceptăm, reușim să le valorizăm împreună. În modul acesta ținem departe războiul. Sunt vremuri în care trebuie să discutăm despre acest pericol în care se află umanitatea, aceste conflicte internaționale. Nu, războiul este ajuns și la granițele noastre. Este foarte important și pentru tinerii români să conștientizeze acest pericol și să înțeleagă că singura cale pentru a îndepărta acest pericol este de a fi deschis, calea deschiderii către celălalt, calea către a fi tolerant. Și cred că școala are cel mai important rol alături de familie,
este important ca în școli să oferim copiilor posibilitatea de a se deschide către lume.